Sunt considerate gemenele care seamănă cel mai bine între ele din întreaga lume, așa că este de înțeles că nu este ușor pentru cei din jur să le deosebească, nici măcar pentru iubitul lor, care a transformat acum mai mulți ani această confuzie într-o relație deschisă cu amândouă. După ani de zile în care au avut o relație controversată cu același bărbat, Ana și Lucy, gemene identice din Australia s-au logodit cu el. Gemenele fac totul împreună, merg inclusiv la toaletă în același timp și nu se sfiesc să ofere publicului detalii din viața lor. Cele două au început o relație cu același bărbat din anul 2011. Anul acesta cei trei s-au logodit. Ben este un electrician în vârstă de 37 de ani, locuiesc împreună, dorm în același pat și au planuri mari pentru viitor. Mai mult au apărut împreună la o emisiune din SUA dedicată relațiilor neconvenționale între surori. În cadrul ultimului episod, cei trei s-au logodit. Mai înainte, se pare că Ben le-a cerut pe Ana și Lucy în căsătorie în timpul unei plimbări romantice în parc. Ambele au primit câte un inel cu diamante. Australia nu permite ca trei persoane să se căsătorească, dar trioul caută o țară care să-i primească. Nu există gelozie în relația noastră iar Ben ne acceptă așa cum suntem și nu ne judecă pentru obsesia noastră de a rămâne identice în tot și toate, spunea Ana anul trecut în martie, adăugând că și-ar dori amândouă să se căsătorească cu el, deși poligamia este interzisă și în Australia. În plus, scopul suprem al fetelor este să rămână însărcinate în același timp.